Bună seara! Așa cum a spus și colega mea Ioana, numele meu este Gorgu Mirescu, student în anul 3 la Facultatea de Medicină Generală. Iar misiunea mea această seară este să vă captez atenția pentru câteva minute cu câteva aspecte organizatorii științifice, le-aș spune, ale revistei. În primul rând, despre structura revistei. Ceea ce trebuie să precizez din start este că este organizată pe 4 secțiuni, dintre care prima este cea de științe fundamentale. Așa cum majoritatea dintre voi sunteți obișnuiți de la congresele studențești, sau nu neapărat studențești. Secțiunea de științe fundamentale este baza tuturor cercetărilor clinice sau nu neapărat. Aici acceptăm, în general, articole din domeniul biomedical, articole conexe cu domeniul biomedical. Am invitat și invităm în continuare colegi nu numai de la Facultatea de Medicină, dar și de la facultăți din acest domeniu, gen biologie. Și cu această ocazie salut prezența în sala a unora dintre colegii noștri de la această facultate, de la Facultatea de Științe Psihologice sau Chimie sau Fizică sau, în general, orice poate să aibă aplicare în domeniul biomedical și este o știință fundamentală, nu este clinică. Am încercat să fiu cât foarte puțin ilustrativ în ceea ce privește secțiunea de științe fundamentale, iar următoarea știință este cea de științe medicale și medicină internă. Aici, în general, publică studenții, dacă este să ne limităm la studenți, publică studenții din ani mai mari, cei care au trecut prin, cel puțin o parte, prin științele medicale. De exemplu, studii clinice, trialuri clinice, metode sau aparatură, metode tehnice, în general, de investigare, sunt acceptate în această secțiune de științe medicale și medicină internă. Iar a treia secțiune este cea de științe chirurgicale, unde, în general, dacă este, tot așa să vorbim despre studenți, participă studenți care intră în sală, studenți care participă la dezvoltarea unor metode noi chirurgicale, așa cum probabil mulți dintre voi, dintre dumneavoastră, ați fost obișnuiți de la congresele și sesiunile de comunicări științifice. Există chiar o organizație non-guvernamentală studențească de chirurgie, în care cred că dumneavoastră se prezintă astfel de comunicări științifice, ale căror articole în extenso le invităm spre a fi supuse evaluării review-urilor și publicate în revista noastră. Iar a patra categorie, care este, după părerea mea, una dintre cele mai importante și a cărei importanță nu trebuie neglijată, este secțiunea de varie. Varia sunt foarte general. Varia este ceva, în general, se spune că la varia intră ceea ce nu intră la celelalte categorii. Cineva spunea că cercetarea științifică, de dragul curiozității, este adevărata cercetare care poate să aibă și aplicații practice în viitor, chiar dacă nu ăsta este motorul cu care plecăm din start. Deci aici acceptăm, așa cum am spus, articolele din orice domeniu al științei conexe cu domeniul biomedical. Și ca să vă dau exemplu, pe domeniul, articole care deja s-au anunțat, ale care autori și-au anunțat deja dorința de a publica, pe domeniul socio-uman, de exemplu, articole despre relația medic-pacient, sau pe domeniul fizică. Există studenți sau masteranți chiar care fac cercetare în radicali liberi, în domeniul radicalilor liberi, aplicați în domeniul biomedical. Bineînțeles, de aceste aplicații urmează să se ocupe în colaborare cu o parte medical-clinică. Am încercat să ilustrez aceasta prin o mică secțiune vegetală și ceva care amintește de structura materiei. Ceea ce, de asemenea, vreau să subliniez foarte important este că reviewerii acestei reviste sunt cadre didactice la, în principal, la Universitatea de Medicină și Farmacie de Cluj-Napoca, dar și la alte universități de medicină și farmacie din țară, și, de asemenea, de la facultăți, de la Facultatea de Biologie de Cluj-Napoca, pentru că sunt articole ale căror, care au unele capitole strict axate pe un anumit domeniu, care trebuie să meargă la un anumit specialist. Așadar, ne bucurăm să avem alături de noi reviewer din țară, specialiști din țară și din străinătate, care să ne
ridice mereu și mereu calitatea articolelor publicate în revista noastră. În altă ordine de idei, acesta este colectivul redacțional al revistei noastre și el este împărțit, bineînțeles, director și coordonator, redactor șef și editor pe fiecare dintre aceste secțiuni. Pe editorul pe științe medicale l-ați cunoscut, Marius Ungureanu, colegul meu din anul 6, care a vorbit mai devreme. El este, ca toți ceilalți, interesat și axat în domeniul cercetării biomedicale, clinice în special. Pe domeniul chirurgical, pe secțiunea chirurgicală, este editor Mihai Mureșan, colegul nostru din anul 5. Iar pe pe secțiunea de fundamental, colegul nostru din anul 5, Adi Tripa, care cred că este cel mai cunoscut din, în ceea ce privește cercetarea și dintre noi și care are articole publicate și participări la congrese naționale și internaționale. Iar pe Varia se ocupă colegul meu din anul 3, pe care o să-l cunoașteți mai târziu puțin, va prezenta site-ul revistei mai departe, Andrei Anton. În principiu, aceștia suntem cei care ne ocupăm de interacțiunea directă cu autorii. Luxul este în felul următor. Autorul, totul este online, autorul trimite lucrarea pe fiecare dintre aceste secțiuni. Editorul respectiv, cel care este responsabil de o anumită secțiune, care primește lucrarea de la autor, este responsabil să trimită de comunicarea cu reviewerul. Reviewerul îi trimite răspunsul editorului, care mai departe îl comunică autorului înapoi. Cam atât despre secțiuni, despre structura revistei și despre modul în care aceasta funcționează și cred că ar trebui să vă dați dumneavoastră ocazia, dacă aveți întrebări, să le puneți, pentru că e ceva ce ar trebui clarificat la un moment dat sau altul despre structura revistei, despre modul de lucru, despre fluxul de date și dacă există întrebări, vă stau la dispoziție.